Request, nu știu să dau request, da? Hello, dragilor! Suntem live! Hello, dragilor! Pe Insta și pe Facebook, alături de invitata noastră din seara aceasta, Cerasela Rogen. Hai să o acceptăm pe Cerasela. Bun venit tuturor! Dacă e marți, este Q&A Tuesday și discutăm despre cum ne transformăm stilul de viață. Și astăzi vorbim cu componentă super important, alături de cel mai bun coach din România, coachul vedetelor, care a ajutat foarte, foarte multe persoane și e frecvent invitată în media și o stă bună, bună prietenă de-a mea. Mă bucur să te am alături, Cera! Mulțumesc, mulțumesc de invitație și eu sunt la fel de fericită și, după cum vezi, m-am aranjat, mi-am pus mărgele. Asta în onoarea ta și ascultătorilor noștri, pentru că întotdeauna vor să vadă că ne preocupăm și de sufletul lor, și de starea lor de bine, și de tot ce înseamnă, mai ales în specialitatea mea, mentalul și sufletul. Mă bucur tare mult să aud asta și vreau să contribuiți cu întrebările voastre. Misiunea asta este despre voi și despre nevoile voastre. Așadar, dacă vreți să aflați mai mult despre cum să vă resetați mentalitatea, astfel încât să vă atingeți obiectivele, orice lucru vreți să aflați, vreau să profităm la maxim de prezența Ceraselei, care e o sursă de energie și de lumină și de bucurie. Ne auziți bine? Așa, cu tehnologia. Am comentat pe ceva eu și tehnicuta mea, care nu mă pricep așa bine. Sper să reintru okay. În Zoom cu tine. Bun. Cer mii de scuze. Așa se întâmplă. Mă primești în Zoom mai bine acolo? Wait the meeting host. Așa, ia să te mai primesc o dată pe Zoom. Mai primește-mă o dată, te rog. Gata! Hai să vedem. Doar că ești invers, se vede ecranul puțin invers. Acum? Stai, așa. Așa, că suntem și pe Insta și pe Facebook în același timp, cu două telefoane, astfel încât să ajungem la cât mai multă lume dornică să-și transforme stilul iară de viață. Iară mă atingi ceva și iară mi-a ieșit. Nu știu ce fac eu aici. Între timp vreau să contribuiți cu întrebările voastre pentru Cerasela, care este coach transformațional, despre cum să ne resetăm mindset-ul, cum să ne dezvoltăm o atitudine pozitivă zi de zi, pentru că ea este un exemplu și m-a ajutat și pe mine enorm să mă resetez în momente din viață când mi-a fost greu, când mi-a fost ușor, ca orice om, mai avem tot felul de gânduri care ne mai sabotează și mintea care analizează lucruri și atunci, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult Cerasela, am vrut să vă aduc și vouă în fața voastră a tuturor să beneficiați de experiența ei, de înțelepciunea ei, de vorbele ei din suflet. Deja au început și fanii tăi să intre, să-ți trimită inimioare. Mulțumesc și pentru cei care nu mă cunosc, în Cerasela Rogen, coach transformațional, sunt și speaker, așa ca și Irina, vorbim pe scenă și chiar ne place și iubim microfonul, iubim oamenii în primul rând. Irina se ocupă mult mai mult, ea este un, să zic, un coach holistic, o whole, adică și de corp, și de suflet, și de minte. Eu m-am specializat mai mult așa, cum să faceți bani mai mult, adică pe business, cum să schimbi setul mental pentru bani sau setul mental ca să atragi ceea ce îți dorești în viața ta. Deci este foarte, foarte important să înțelegi cât de extraordinar ești, cât de minunat ești și că ai un instrument fantastic cu care poți crea realitatea, dar care ți se pare mult de, cum să spun, prea drăguț să fie adevărat. Să mă întrebați și care este instrumentul ăla cu care vă construiți realitatea. Irina, dacă tu vezi întrebări, mulțumim, mulțumim pentru sfaturi. Mersi frumos că ai scris mare, pentru că eu fără ochelari nu vă scrie mic. Așa că vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că ați scris și mai mare și sper să ne vedem bine, să ne auzim bine. Da, mi-a confirmat și Gabi că se aude super pe ambele platforme. Super, Cera!
Pentru cei care nu știu cum a început parcursul tău, povestea ta, spune puțin de unde și până unde, cum ai început ca și coach, până sparge lumea gheața cu întrebări. Hai foarte să... bine, îți mulțumesc foarte mult și astăzi mă întreba cineva, cum ți-ai găsit menirea? Vreau și o menirea, cum găsi menirea? Dragii mei, nu îți găsești menirea. Mie mi-a fost rău și cu cât te doare mai tare, cu atât faci transformarea mai repede. Și Irina știe și ea despre ce este vorba, pentru că și acolo la Body Shape, la fel, când te doare prea tare, cum arăți, te duci și te transformi și este absolut minunat și eu mă duc la sala Irina atunci când este deschisă, când am timp. Da, râde Irina pentru că ea atrage de mine și tot timpul îmi face plăcere să ajung acolo. Deci, menirea nu o cauți. Deci, menirea vine atunci când tu începi să te rezolvi, adică atunci când începi să-ți vindeci rănile, să nu mai ai triggerele vechi, să te duci într-un nou teren, este ca și când, să zicem metaforic, menirea ta e pe strada București-Constanța. Iar tu te duci București-Brașov și cauți menirea, te duci București-Cluj și cauți menirea, București-Timișoara și cauți menirea. Deci în strada aia, în strada aia și în autostrada aia nu e. Deci vine când ești pe drumul tău, în menirea ta, în lucrurile tale, care înseamnă când mă aliniez și ca să traduc în cuvinte simple, că mie nu-mi place să fiu mult prea metaforică, înseamnă atunci când mintea ta ascultă ce spune conștiința ta, intuiția ta, sufletul tău. Noi suntem foarte mentali și învățați fi realist, gândește cu mintea. Eu am învățat că este fix invers, mergi pe intuiție, ascultă-ți inima și atunci vei găsi și menirea ta. Cum am găsit-o eu pe-a mea? Vă spun sincer, sufeream, mi-era greu, rămăsesem cumva fără job. Soțul meu își închisese, fostul soț își închisese fabrica, fel de faliment, mai mult faliment decât o fel. Ne era extrem de greu cu doi copii mici și vreau undeva să mă duc să văd un teren, să mă duc așa pe el la nesfârșit și să nu mă uit în urmă. Adică nu mai știam ce să fac, că nu mi-era bine. Nu știam ce înseamnă coach, cuvântul, adică știam în engleză, dar nu știam că există coach. Nu mi-am dorit niciodată să mă fac coach. Deci vă spun clar menirea și simt că asta e menirea mea. A venit la modul că m-am dus la un workshop crezând că este de business, să numea femeie independentă și m-am gândit sigur de business. Și e de tine. De da. Copilul interior și am zis, o fi de gravide, de ce o fi, ce cauți aici? Pentru că eram ruptă de această lume spirituală, nu foarte tare, dar aproape de tot. Și de acolo mi-a plăcut foarte mult speakerul care vorbea și am zis, vreau și eu să lucrez cu tine, one-to-one lucrez. Zice, vrei să te faci coach? Și zic, nu, ce, vreau doar să mă fac bine. Zice, ok. Am început să lucrez, la un moment sau un curs și îmi spuneau de la curs, vrei să te faci coach? Nu, vreau să mă fac bine. Ei, când m-am făcut bine, mi-a plăcut atât de tare încât am spus, vreau să-i ajut și pe ceilalți. Și abia după mult timp, deci, vedeți voi, nici n-am știut ce înseamnă cuvântul, n-am știut meseria bine, nu mi-am dorit să fiu coach, dar atunci când mi-am dorit să lucrez cu mine, să mă conectez cu adevărata parte din mine, cu sufletul meu, cu ce dorea sufletul meu și să nu mai sufăr și să văd lucrurile altfel, mai ales că ideea a fost că eu eram convinsă că trebuie să schimb ce am acasă, că trebuie să schimb oamenii cu care mă întâlnesc, că eu sufăr din cauza că ea îmi fac rău și ea mă jignesc și ea nu știu ce fac. Și când, colo, ce să vezi? M-am schimbat eu setul mental și am văzut pe toți diferiți. Și viața mea era wow! Wow! Iată ce înseamnă să fii prezentă la propria viață și la oportunitățile care îți apar. Și acum ești foarte, foarte căutată, ai o agendă plină de întâlniri, de evenimente, de persoane care vor să lucreze cu tine, ai sute de mesaje pe Facebook și comentarii, în fiecare zi nu mai ai locuri să primești ce persoane ar vrea să lucreze. Faimoasă în felul meu, apar la așa. Și e chiar impresionantă și aș vrea să știu cam care ar fi, nu știu, pattern-urile, tiparele, cu ce fel de probleme vin oamenii în principal la tine, în cabinetul tău ca și Hai să luăm, prima dată o iau pe general, la urmă le duc puțin mai explicativ. Bărbații, oricâtă iubire ar avea, vin pentru carieră.
Și dacă a părăsit nevasta și amanta, dacă, și dacă n-au, și dacă a înșelat, pentru ei contează mai puțin, suferă puțin, dar nu a venit niciunul, vreau să mă rezolv într-o problemă de inimă. Vă spun sincer, lucrez de 9 ani, nu mi s-a întâmplat. Am avut mulți bărbați coaching, sunt bine, mai puțin decât femeile, sunt cam 25%, să zic așa, dar toți au venit, vreau carieră, eu men, dacă bani, eu nu men, dacă nu bani, și carieră. Femeile, am cunoscut și femei multimilionare, oricâte milioane ar avea și oricât de bine le-ar merge, vor relație. Deci, dragii mei, în primul rând, energia masculină, creierul masculin cu creierul feminin, cu energia feminină, sunt două lucruri foarte diferite. Și majoritatea vrem ca celălalt să fie ca noi. Bărbații ar vrea să fim simple, 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 așa, să fie totul pe trei sărtărașe. Da? Iar noi femeile am vrea să fie totul foarte complicat și foarte romantic și conectat și interconectat și zăpăcit așa ca să ne simțim bine. Știam și un bancă la un moment dat, un cubanez, își ia și el un hare de vițon și zice wow, aș vrea așa mult să mă vadă cubanezii mei, Doamne, dacă ar face Dumnezeu așa un pod între Cuba și Miami, la care se aude o voce, zice, băi, sunt prea mulți curenți, asta, eu sunt Dumnezeu, dar nu pot să-ți fac așa punte între Cuba și Miami, că e oceanul, nu e simplu. Altceva îți dorești? Da, mai am o dorință să înțeleg femeile. Cu câte benzi vrei acest pod până în Cuba? Nu ți ajung. Da, pentru că este clar că este greu să înțelegem o femeie. Majoritatea lucrurilor sunt așa, 90% sunt probleme emoționale, clar, și 10% sunt probleme de zi cu zi pe care nu le înțelegem și am vrea punctual să le rezolvăm. Cele emoționale înseamnă nu reușim să ajungem să avem o minte milionară, adică o minte care să aibă un set mental câștigător, pentru că avem senzația că banii vin din alți bani sau din relații sau că sunt ochiul dracului sau mai știu eu ce. Banii nu cresc în copaci, ba cresc în copaci, că erau de hârtie și hârtia e din copac și din celuloză, și avem multe convingeri limitative, deci una este clar partea materială care ne interesează, și este emoțională și asta, pentru că acolo avem multe convingeri limitative și părinții noștri, dacă nu au fost bogați, nu au avut cum să ne dea programe de bogăție. Profesorii noștri nu au fost bogați și nu ne-au dat programe de bogăție. Nici la Oxford, nici la Harvard nu te învață cum să devii bogat, te învață să fii un bun lucrător. În schimb, foarte, foarte multe femei vin cu probleme emoționale, pentru că emoționale însemnând de iubire, de relație, relații toxice, pentru că de mii de ani suntem învățați cumva să acceptăm foarte multe lucruri și să ne sacrificăm pentru părinți, în mod special noi femeile, pentru soți, pentru copii. Și cumva timpurile s-au schimbat și femeile vor să înțeleagă, să aibă o altă personalitate, să poată să fie independente, să înțeleagă în ce fel de relații sunt și cumva să achiziționeze încredere de sine. Eu pot să vă spun acum din punctul meu de vedere ca și coach, despre orice am vorbit, vorbim despre încredere în sine și relația ta cu tine. Adică în orice punct am vrea să creștem fundația casei, pentru că putem face o casă stil spaniol, că doamna e în Spania și salutăm ea. Irina, trebuie să ne trimiți soare mult de acolo și puțină plajă. Deci oriunde am merge către a crea prosperitate în viața noastră, către a crea armonie și iubire în viața noastră, fundația înseamnă relația mea cu mine, adică cum mă definesc eu, atenție, în mintea mea, da? Cum mă definesc eu în mintea mea și câtă încredere am la ce îmi spun eu mie și cum mă văd pe mine. Dacă nu rezolvăm acest lucru, fructele din acest copac cu rădăcina care nu are, n-or să crească niciodată. Deci primul lucru, eu numesc că agricultorii sunt cei mai dezvoltați personali. De ce? Nu sunt ca noi sau ca voi, de fapt.
generația nouă, care vă duceți pe iPad sau pe, mă rog, pe smartphone și culegeți morcovii că aveți 30 de diamante în 3 secunde și faceți casa și o construiți ca aveți niște bani din aia virtual în 3 minute. În piața reală, pune omul sămânța astăzi, peste 6 luni culege grâul în cazul cel mai bun, îl sapă, îl seamănă, îl defrișează după aia, după ce l-a cules. Sau dacă e vorba de un pom, pune sămânța sau un pomuleț așa și peste 3 ani, în cazul bun, culege primul fruct din acel pom, pentru că am pus și eu în grădina mea niște bețe așa și abia în 3 ani am reușit să mănânc și eu 2 cireșe dintr-un pomuleț. Adică știu exact agricultorii ce înseamnă. Și aș vrea să vă spun că etapele în mare, așa ca să aveți o idee, sunt defrișarea, care înseamnă deconectarea de la toate, tot ce învinovățim noi, copilăria, guvernul, pisica, bunica, mămica, toate lucrurile astea înseamnă defrișare și ne mutăm într-un alt teren în care nu mai ne agățăm de trigărele vechi și punem semințele noi de orhidee sau de pom fructiferi și apoi culegem fructele, care înseamnă bani, iubire, menire și așa mai departe. Așa că este important să devenim buni agricultori. Ce face un agricultor? Baza are răbdare. Cu răbdare pune semințele, le pritocește acolo, nu știu cum se numește, le sapă, le udă, soare, le hrănește, are grijă de ele și abia apoi culege recolta după 6 luni. Noi cum suntem acum, punem sămânța astăzi, peste 3 zile mergem și ne uităm, dăm pământul la o parte, o fi crescut, n-o fi crescut, n-a crescut. Deci un pic de răbdare cu voi, un pic de toleranță, ne curățăm un pic, nu înseamnă că luăm rănile la rând și așa mai departe. Eu am o metodă unică și sigură și vă învăț să-l priviți pe acel trecut din altă perspectivă. Și brusc, vulcanul care ți-ardea cu lava lui și prezentul, se deconectează de la prezent. Adică rămâne vulcanul, amintirile tale sunt acolo, dar rămâne fumegând, nu mai are lavă, adică inactiv. Și nu trebuie să luăm toate rănile la rând, că mai sunt 250.000 și nu stăm cu DC-ul și vreau să înțeleg și astea sunt toate toxice. Și tu, Irina, ai deconectat vulcanul, nu-i așa? Și nu mai arzi lava prezentul, adică l-ai făcut și tu fumegând acolo, da. Altfel n-ai fi fost omul de succes care ești astăzi. Mulțumesc mult și într-adevăr m-au ajutat foarte mult sfaturile tale. Au început și comentariile. Ionuț Gabriel Bălan, un adevărat cer, cel mai direct și transparent om pe care l-am cunoscut, ne spune. Mulțumesc, Gabriel, mulțumesc. Așa este, foarte, foarte autentică și ce-mi place cel mai mult că nu vorbești doar din cărți și efectiv din propria ta experiență, ce a funcționat pentru tine și pentru clienții tăi în cabinetul de coaching. Foarte, foarte practic este totul. Și pentru că la Body Shape noi credem că pentru o transformare ai nevoie de 3 piloni. Sport, antrenamente, nutriție și mindset. Da? Astăzi vorbim despre componenta de mindset, inclusiv pentru a ne transforma stilul de viață. Și o să vorbim despre cât de importantă este această componentă. Mira deja ne-a adresat și o întrebare. Cerasela, poți să ne povestești despre autosabotare? Care sunt triggerele și cum o putem învinge? Foarte, foarte interesantă întrebare. Întrebarea este foarte complexă, ne-ar trebui vreo 3 zile ca să răspundem. Dar fac o mică paranteză. Ceva, ne dorim un lucru și totuși ne sabotăm, ne tăiem noi. Ne sabotăm, da, sigur. O să-ți dau câteva imediat. Ce vreau să vă spun sincer, adică nu pentru că Irina ar vrea cu mine și că are Body Shape, este unul din singurele locuri unde tratează omul nu doar pentru fizic. Câte săli de sport vă duceți acolo și se interesează cineva și de sufletul tău și de setul tău mental și de ce ai mâncat și cum te simți și ce este emoțional, că știu că fac și workshop-uri pe mâncatul emoțional și așa mai departe, deci vă recomand pe cei care poate nu știți și sunteți noi și vă uitați la noi doar din curiozitate, chiar fără să fac publicitate, deși sunt pe site-ul lor, clar că majoritatea cunoașteți, sunt singurii sau așa mi se par, care chiar se ocupă din toate punctele de vedere, adică nu sunt un simplu doctor de durere fizică metaforic, ci sunt doctor și de suflet, vedeți, adică Irina se ocupă să fie un
whole, un tot. Facem ce e nevoie ca oamenii să ajungă la rezultatul pe care și-l doresc. Exact. Și știu că ai pus mult suflet și pui mult suflet în ceea ce faci și faci cu multă dragoste și vreau să subliniez acest lucru și îl faci de foarte mică. Foarte tânără, să zic așa. Când alții încă mai sunt cumva în școli sau în ceva, tu te-ai apucat de business. Da, la 24 de ani. Ca să răspund întrebării, cum o cheamă, Cosmina sau Corina? Mira. Așa, ca să răspund întrebării lui Mira, autosabotarea vine atunci când îi vinovățim pe ceilalți. Este una din cele mai mari trigere de autosabotare. Nu ajungem la lucruri pentru că intrăm în frecvența victimei. Noi nu ne dăm seama că ne victimizăm, dar de fiecare dată când nu suntem asumați, asumați înseamnă eu pot să merg și pe contrasens, dar trebuie să-mi asum că pot să fac accident și clar să iau amendă, da? Adică pozitiv, noi facem lucruri, dar nu ne asumăm. N-au ieșit că ăla a fost de vină, guvernul, România, mama, trecutul, sunt supărată pentru că acum 100 de ani mama nu știu ce mi-a făcut, acum 30 de ani nu știu care m-a jignit. Când renunțăm la aceste povești, când o să renunțăm, mă scuzați, la aceste povești, începi să fii asumat. Adică, ce înseamnă asumare? Mulți o cred că înseamnă sunt vinovat, ferească Sfântul. De exemplu, dacă eu spun, ploverul ăsta roșu e al meu, mi-l asum, e al meu. Nu înseamnă sunt vinovată ca în ploverul, da? Deci, unul, nu mai învinovățim pe alții pentru rezultatele care nu vă convin în viața voastră sau starea pe care o aveți. Sau mulți îmi spun, colegii mei sunt foarte negativi și eu nu pot să plec de acolo terminată cu energia. Păi da, dar dacă tu intri în rezonanță cu colegii tăi negativi, e pentru un singur motiv, că ești pe aceeași rezonanță. Că dacă tu ai fi pe o altă rezonanță, genul smurd, și ei sunt pe poliție, tu nu interferezi cu ei. Sau dacă ești pe turnul de control și vorbești cu piloții și ei sunt pe smurd, tu nu interferezi. Deci pot ei să bârfească, să fie negativ cât vor ei. Ia gândiți-vă la mine la cabinet în fiecare zi, vei oameni super negativ la început, da? Nu preiau nimic și sunt la ora 8 seara, o întreb pe Irina la ce club mergem și unde ne mai distrăm. Când aveam club, acum sunt puțin așa. Ea a și plecat, m-a lăsat aici singură. Te aștept în Marbea, da, și ne facem ziua împreună, am zis-o live și ne mai autosabotăm. Live, la invitație. Da, ne facem, mulțumesc. Ne mai autosabotăm foarte tare cum formăm frazele. Oare ce înseamnă asta? Hai să vă dau două exemple să vedeți în ce direcții diferite o ia fraza. Îmi doresc foarte tare un iubit, dar parcă văd eu bărbații, știu eu cum sunt, că se uită după alea nu știu cum, că fac nu știu ce. Tu ai trimis în univers când ai completat fraza, nu se poate pentru mine. Ok? Vine altcineva, aceeași frază și spune, știu că nu toți bărbații sunt extraordinari și știu că am suferit în relații, dar sunt convinsă că pentru mine există un univers extraordinar și o să-l întâlnesc. Se mai duce în același loc această frază, plus minus, par că seamănă, că ele au cam aceleași cuvinte. Dar cum formăm frazele, dacă nu sunteți siguri, mai bine pune-le punct. Nu le continua, genul, sigur o să am și eu o casă și cât mai repede, sigur o să am și eu un iubit extraordinar sau orice ar fi, nu știu cum, dar dorința asta mi se împlinește. Dacă începem, îmi doresc o casă și o continui, dar sigur nu o să dea nimeni credit, asta e autosabotare pură când continuăm cuvintele, frazele. Nu vă spun și în minte că este dezastru când ne aducem toate contraargumentele. Zici că ești așa, tu spui ceva și tot tu te duci în față și spui, nu e adevărat, nu se poate, n-ai cum. Asta e autosabotare. Deci când noi... Da, ai un conflict interior, de asta vă spuneam, baza este relația ta cu tine. Pentru că noi, majoritatea dintre noi, și aș putea să dau procent, cred că un 98%, 97% din omenire, suntem în conflict interior.
am vrea lucruri, n-am vrea lucruri, pentru că nu am învățat să ne armonizăm, pentru că n-am învățat să avem încredere în noi, întrebăm pe toată lumea ce să facem și, bineînțeles, oamenii au dreptatea lor, dar și adevărul lor, nu adevărul tău și dreptatea ta, care e un ADN unic, o amprentă unică și nu știe nimeni care să vină la tău, nici măcar un coach, ăla doar te duce și te conectează cu autenticul tău ca să scoți cea mai bună varianta ta. Deci clar ne autosabotăm. Este cumva teama de eșec în cazul autosabotării? Ne frică dacă ne dorim? Sunt toate fricile adunate. Poate să fie și frica de succes, să știi că îl acumulezi și la urmă ce mă fac. Adică eu am întâlnit foarte mulți oameni care au frica de succes, poate chiar mai mulți decât aia care au frica de eșec. Pare ciudat, dar avem frică dacă o să am succes și nu pot să-l mențin, mă fac de râs. Și o să fie și mai rău, ca de sus, de la etajul 15. Și atunci mai bine rămân, vai capul meu aici, adică fricile noastre vin din nesiguranță de sine, dar, atenție, vin din programe primite ca un chip de la părinți, pentru că părinții ce au primit de la părinții lor v-au dat și vouă când ați fost mici. Până la 6 ani programează jumătate, dar mai mult, vreo 70% din cine să fii ca adult. Pentru că tu, prin creierul maimuță, imiți unul din părinți și nu poți să faci altceva decât ceea ce auzi și vezi la părinți. Ceea ce auzi faci 7%, ceea ce vezi faci restul de 93%. Adică dacă părintele spune să fii să te comporți frumos, să fii educat, să vorbești frumos și se duce cu tine de mână când ești mai mic la supermarket și începe să urlă: boule, de ce te-ai băgat în față? N-ai să fii educat, că n-ai cum, că tu faci ce face părintele și ce valoare are el, nu ceea ce spune. Deci ne autosabotăm fără să vrem. Deci nu vreau să vă scuz, dar credeți-mă, nu e niciunul vinovat, doar că dacă ne asumăm și ne trezim, aceste programe sunt transformabile. Dar dacă tu ai primit un program de la părinți, genul de contabilitate metaforic, nu poți să faci web design. Adică este clar că trebuie să intri într-un proces să schimbi programele în care te învinovățești mereu, în care te blamezi, în care n-ai încredere în tine, în care te vezi mereu ori urât, ori gras, ori că nu ești bun sau că, mai ales programul general, alții sunt mai buni. Deci pe mine mă doare sufletul că majoritatea, când făceam și pe parenting și întrebam cine crede că ceilalți sunt mai buni, și toată lumea, de multe ori 200, 300 de oameni ridicau mâna că ceilalți, și mă uitam care mai zic ceilalți, că nu mai rămăsese nimeni, pentru că toți credem în sinea noastră din programele distructive care le-am primit că ceilalți sunt mai buni și o să vadă că noi nu suntem la fel de buni. Iar noi suntem unici. Iar noi nu ne putem compara cu absolut nimeni. Noi avem un ADN, o amprentă, un mod, o menire, o șină care e a ta și nu te poate scoate nimeni de pe ea. Și dacă te scoate și nu te duci tu pe șina ta, nu o să se ducă nimeni niciodată. Dacă tu nu o să-ți împlinești visul măreț al vieții tale, nu o să-l împlinească nimeni, doar va muri. Și vei împlini visul măreț al vieții altora, ascultându-le, sfaturile, ascultându-le. Eu vă recomand, dacă nu ești un specialist, genul vrei să faci sport, te duci la Irina și vrei să slăbești, vrei să te faci, să lucrezi cu mintea ta, te duci la un coach sau la un psiholog, vrei să investești banii, te duci la un consultant financiar. Dar de restul, dacă nu vrei să-ți plătești sau nu poți și nu-ți permiți, fă exact cum simți tu. Du-te după intuiția ta, nu după mintea ta, după intuiția ta. Vei vedea că te duce fix acolo unde doar tu ai nevoie, să fii single voice, să ai o viață impactantă pentru ceilalți, importantă pentru tine, și vei simți că acea unicitate înseamnă: n-am cu cine să mă compar, nu pot să fiu prost, nu pot să fiu deștept, nu pot să fiu frumos sau nu pot să fiu urât. După standardele societății, totul este o comparație și o competiție. Greșit, extrem de greșit și toxic. Nu există competiție cu adevărat. Dacă tu ești unic, cu cine faci competiție? Exact cum am pune noi în competiție acum o maimuță și un peștișor de aur. Pui peștișorul să se calce în copac, vai mama lui. Pui maimuța să nuate pe sub apă, vai mama ei.
Vedeți voi, noi nu putem face competiție, chiar dacă suntem de aceeași meserie. Eu am câțiva coach care vin la mine să se maestrească și și-au ore și eu învăț tot ce știu eu mai bine, pentru că ăla care va rezona cu vocea acelei persoane, cu felul ei de a se îmbrăca, fără să-și dea seama, cu modul ei de a prezenta, nu va rezona niciodată cu mine. Nu-mi fură nimeni niciun client, eu nu fur la nimeni niciun client. Există un cuvânt extraordinar pe care vreau să-l adoptați ca să nu vă mai autosabotați. Progres. Și asta înseamnă eu, omul de astăzi, sunt cu un pas mai bun decât omul de ieri, pentru că mi-am luat o informație de la podcastul lui Irina Cucerasela, că m-am văzut un video, că am citit două pagini, că am auzit o conversație interesantă. Apropo, oamenii de succes vorbesc despre idei, oamenii obișnuiți vorbesc despre alții. Da, așa că haideți să vorbim despre lucruri interesante, despre idei. Începeți în seara asta ca să nu vorbesc degeaba și să fiu un podcast cu Irina degeaba. Nu or să fiu sigur degeaba, dar aș vrea să începeți primul lucru să vă acceptați așa, să nu spuneți o să fiu fecit când o să. Ăla nu se ajunge niciodată. În seara asta, când se închide podcastul, ne luăm în brațe, ne ducem în oglindă și ne spunem te accept așa cum ești, pentru că dacă tu primești un cadou pe care nu-l accepti, nu e al tău și nu poți să-l pictezi și nu poți să-l transformi, deci dacă ai părți din tine care nu le accepti, nu poți să le transformi. Când te accepti, te asumi și intri într-un proces și schimbi lucrurile. Dacă vă mai blamați, vă mai judecați, dacă vorbiți urât cu voi, vă dați șuturi în fund, acolo vă autosabotați și nu o să aveți nicio șansă să fiți partea măreață, măreția aia din voi, unică și extraordinară, fix așa cum este varianta voastră cea mai bună. Luăm informații. O să ai punctat Cera și e într-adevăr de menționat chiar și în cazul transformării corporale că fericirea nu trebuie să depindă de cum se așează rochia pe tine, de numărul, de kilograme de pe cărcar și e foarte, foarte important să ne acceptăm exact așa cum suntem la momentul prezent, T0. Asta nu înseamnă totuși că nu ne vom schimba sau că nu tindem către mai mult. Nu e așa că multă lume se întreabă, bine, dacă mă accept așa cum sunt acum, și atunci ce motivație mai am să mai schimb ceva la mine sau să mă îmbunătățesc sau să progresez dacă eu sunt bine cu mine așa cum sunt? Că aici mai apare. Îți mulțumesc pentru întrebare. Foarte mulțumesc pentru întrebarea asta. Dacă eu mă accept așa cum sunt, cum mă transform, dacă tu nu accepti cadou de la mine, să zic că îți dau o brățară cadou și spui nu mulțumesc, e prea scumpă, nu o vreau. Dacă nu e a ta, poți să o pictezi, să o rupi, să o transformi legal? Ai voie? Nu. E ca și când tu arunci părțile din tine care nu-ți plac în afară, acceptându-le, le poți transforma. Adică ai văzut, dacă ții o rochiță și nu-ți place exact cum îți vine, dar cumpărând-o, tu poți să o transformi, dar în magazin, dacă tu spui eu nu accept, tu nu ai văzut duja croitoreasă și să o faci mai scurtă, mai lungă, mai cu mânești tăiate sau mai pui tu o floricică. Da? Așa și noi. Din potrivă, este invers, este un shortcut. În momentul în care te accepti, este ușor să lucrezi cu tine, că te iubești, îți vrei binele, nu mai vrei să pui kilograme pe tine sau nu mai vrei să îți cumperi lucruri ieftine sau vrei lucruri mai bune pentru că te-ai acceptat și te iubești. Cât timp tu te respingi și te bârfești singur în capul tău că ești așa pe dincolo, să nu spun eu cuvinte urâte, este clar că o să mănânci mai mult, că o să te super mai tare, că o să te duci în frecvența de victimizare, că o să te autosabotezi foarte tare și rezultatele tale vor fi din ce în ce mai rele. Deci nu dându-ne în șut în fund, ci susținându-ne și iubindu-ne, pentru că noi avem nevoie de noi tocmai când nu suntem bine, ne luăm de jos metaforic, ne luăm în brațe și spunem, draga mea, dragul meu, sunt aici pentru tine. Dacă toată lumea ne-a întors spatele, eu sunt aici, mergem înainte, așa cum a făcut și Galileo Galilei și Iisus și Beatles și Thomas Edison și mulți oameni care au fost respinși de toată omenirea. Unii au fost și arși pe ruca, Galileo Galilei, care a spus că pământul e rotund și a fost single voie și toți au spus că pământul e plat, că altfel am cădea. Dar cine a rămas în istorie a fost cel care s-a luat de acolo și a susținut propria credință și a crezut în el și în învățăturile lui și a mers mai departe. Vreau și voi să vă luați astăzi în brațe, să credeți în voi. Nu mă interesează în ce punct sunteți acum, puteți ajunge
no limit, pur și simplu investind în voi, lucrând cu voi și nu punându-vă morcov când o să am bania, când o să mă mărit, când o să am un copil, când o să am 50 de chile. Nu, acum și aici, și nu înseamnă că dacă tu te accepti așa, este invers. Când te accepti, poți lucra cu tine. Sper că am răspuns la întrebare. Ce frumos! Am depășit și 100 de urmăritori pe Facebook. Dați share astfel încât această informație valoroasă să ajungă la cât mai mulți prieteni ai voștri și ne urmăresc oameni români. Și mai avem o întrebare interesantă pe Facebook, apropo Q&A Tuesday, este despre voi și întrebările voastre, vă încurajez să comentați, Cerasela e fascinantă, poți să o ascult cu orele. Avem... Mulțumesc, Irina, și chiar puneți întrebări și profitați de prezența mea în podcastul Irinei. Ne-a spus și Mira, mulțumesc tare mult, inimioară. Cu drag. Adevărată surpriză pentru seara asta, doamna Cerasela, spune Cătălina pe Instagram. Ce întrebări mai avem, Irina? Și pe Facebook, Lina ne întreabă, bună, dar cum transformăm starea negativă printr-o metodă a imaginației? Este ok? Mai spunem o dată întrebarea, că n-am prins ideea. Atunci când transformăm starea negativă într-una pozitivă printr-o metodă a imaginației, cred că la vizualizări se referă, este ok să ne transformăm starea negativă în pozitivă? Eu nu numai că este ok, este extraordinar, dacă poți face asta este fantastic. Pentru noi oameni obișnuiți este un proces ca de la o stare negativă să treci doar printr-o imaginație la o stare pozitivă. Este fantastic dacă poți să faci asta. Dar eu dau foarte mult, adică basic-ul cu care începem sunt afirmații care îți fac bine, care te fac să înflorești. Afirmații înseamnă chiar și gânduri în mintea ta care le pui în mod mecanic, care le repeți în mod mecanic, indiferent că nu crezi. Deci eu am un concept diferit de alții în ce sens? Majoritatea lumii îți spun trebuie să crezi, trebuie să crezi, exact. Eu spun trebuie să nu crezi deloc. Dar trebuie fake să it execuți. Till you make it, nu? Cum spune exact. Eu. De exemplu, dacă eu nu cred că fac mult și slăbesc, dacă mă duc la Irina în fiecare zi, câte două ore stau acolo sau 45 de minute cât durează programul, dar mă duc în fiecare zi vreo 3-4 luni, dar nu cred. Sincer, nu cred, dar mă duc, fac acțiune. Ce credeți voi? Nu o să se transforme corpul meu? Bineînțeles că dacă mă duc zilnic și stau 45 de minute acolo în forță, normal că se schimbă, chiar dacă nu cred. Adică, ce vreau să vă spun? Acțiunea primează gândul. Nu stați overthinking. Pur și simplu, când avem un gând care ne ofilește, aoleo, nu mă iubește, aoleo, mă ceală, aoleo, n-am bani sau mă știu eu ce, sau n-am job, puneți imediat, nu neapărat pe același subiect, nici nu contează. Orice gând, orice cuvânt care te face să înflorești, că ești carismatic, că totuși ești deștept, că tu trebuie să te aprobe cineva în atenție, ești liber în mintea ta să crezi și să spui ce vrei. Și dacă vă este greu, vă dau un exercițiu extrem de simplu, scrieți cel puțin 50 de afirmații, genul, oriunde mă duc crez armonie, oriunde mă duc crez succes. Merit să fiu iubit. Puneți acest cuvânt permanent. Merit, merit. Și atunci starea voastră ofilită, în momentul în care spun merit să fiu bine, merit să fiu fericit, merit să fiu iubit. Creez pace oriunde mă duc. Creez pace în sufletul meu și în inima mea în acest moment prin gânduri extraordinare. În momentul ăla, clar, mai ales prin imaginație, dacă mă imaginez, dar dacă, de exemplu, acum e rău, nu am bani și mă imaginez pe o plajă și s-ar putea un pic să sufăr din cauza imaginației că nu sunt acolo. Așa că hai să începem întâi cu afirmații, adică un fel de gânduri băgate mecanic în cap, care memorate și spuse de multe ori așa ca pe o poezie, de fapt mintea ta se ajunge să le transmită subconștientului, pentru că le repeți, cum ai învățat să scrii, să citești, să mergi, să conduci mașina prin repetiție, și subconștientul va face orice să le creeze. Deci este extraordinar că subconștientul va face absolut orice să le creeze. Foarte adică dacă, să spun, gândești un lucru negativ despre tine, scrii o afirmație care se spune exact opus. Dacă zici o persoană slabă, spui o femeie puternică. Sau spui exact corect, opus. Sau sunt carismatică, sau sunt impactantă, sau sunt prietenoasă.
orice, că toți avem calități. Adică eu vă zic așa, faceți lucrurile mici, 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 care nu vă convin de voi și mari, 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 mari și chiar le inventăm dacă nu avem, dar nu există om să n-aibă o calitate și mărim lucrurile care credem că sunt neimportante, dar sunt bune, pozitive despre noi. Este extrem de important cum ne definim. Dacă eu m-aș defini una timidă și gândiți-vă că în momentul în care acum foarte mulți ani Iuliana Maciuc mă luase pentru o mică rubrică la TVR1, dar mă luase ca și stilist în spatele camerelor și la un moment dat a lipsit cineva și mi-a zis: păi, trebuie să intri live, dar e live, e ce spui, acolo rămâne. Poți? Și eu am zis, pot. Credeți-mă, mai aveam puțin să am nevoie de Pampers, pentru că prima dată cu 17.000 de camere și cu oameni care se uită la tine, n-ai fost obișnuit, n-ai făcut vreo școală de genul ăsta și m-am dus acolo. Dar ideea a fost faptul că i-am spus că pot. Deja acțiunea că a trebuit să mă duc acolo m-a ajutat să pot. Și după aia am putut din nou și din nou și din nou. Adică nu m-am definit, nu, eu nu pot, mie nu-mi iese, mă fac de râs. Deci, pur și simplu, dați-vă puțin curaj și dați-vă voie să greșiți. Nu există greșeală. Există a te experimenta. Așa înveți. Și de multe ori și aceea numim noi greșeală. Este un lucru drăguț care ne face să părem și mai haios sau mai interesanți sau mai cum vreți voi. În momentul în care te închizi și spui nu pot și nu cred și nu vă mai definiți prin expresii negative. Așa deveniți. Dacă eu mă definesc timidă sau că nu pot vorbi în fața camerelor, niciodată. Asta vei scoate din tine. Da. Și noi avem românii o vorbă, Doamne, virusantă la maxim. Asta sunt eu. Alta mama nu mai face. Greșit! Suntem un matrix care în funcție de cum ne definim, devenim. Wow, ce frumos! Da, cum nu suntem un artefact care dăm nisipul la o parte și ne descoperim, ia uite, sunt așa, forma asta. Nu, suntem un matrix care cum ne definim, că timizi, că interiorizat. Terminați-vă cu definițiile astea, că sunt stresat, că sunt stres, că sunt, cum ne mai numim, sunt anxios, eu sunt anxios. De ce te mai definești? Ai fost și totodată în viața ta și tu te recreezi din nou și din nou, că da, eu înțeleg că ai anxietate. Dar e pentru că o recreezi, că ți-ai pus o ștampilă în creierul tău, că ești așa și te definești. Definiția e un concept abstract, n-are o formă, n-are o culoare, n-are un gust. Uite, așa, atât de simplu e, de a nici nu schimbați, e un alt concept. Eu te sunt sigur de mine și sunt bine așa cum sunt și sunt extraordinar și sunt pe stradă multă și am încredere în mine. Și dacă zic așa și nu cred, ce? E mai bine să zic, eu sunt timid și anxios și mie nu-mi ies lucrurile și orice aș face, asta sunt. Nu, doar te definești așa. Sper că am răspuns cumva. Îmi place super mult și asta mai spun și eu membrilor noștri, important să dezvolți majoreta interioară și nu criticul. Ambele în interiorul nostru, dar acea majoretă, acea parte din tine care crede în tine, te susține și te sprijină necondiționat, acea parte vrem să dezvolți. Cum ne definim, devenim așa, dar poate că ar fi momentul să luăm așa câteva clipe de reflecție fiecare după acest podcast să ne gândim cum vrem să ne definim, cum vrem să ne reinventăm și să ne... Cât de importante sunt obiectivele, Cerastela? Atunci când vrem ceva, e bine să ne setăm un obiectiv concret specific sau dimpotrivă punem prea multă presiune asupra noastră, pentru că sunt persoane care spun că obiectivele îi sperie, pun pressure, îi stresează și scopul lor este să trăiască zi de zi ca atare, să fie fericiți clipă de clipă, fără presiunea unor obiective. Nu cred în lipsa obiectivelor, sincer. Pentru că ar fi cam așa, mi-am cumpărat o mașină nouă și vreau să o testez, dar nu știu încotro să o iau, că nu contează că o iau așa, random, și nu contează unde ajung, și nu contează cum mă întorc, și nu putem trăi așa, pentru că ar fi un haos, așa ar trebui să spunem, păi să luăm și obiecte de la alții, că nu contează că sunt ale altora, și ce dacă sunt reguli, și putem merge și pe contrasens, și uite, trăim așa și vedem ce iese.
Nu avem cum să trăim așa și nu așa am supraviețuit, de asta ne-am organizat în triburi, la urmă în orașe și în cetăți, în sate și așa mai departe și organizări, pentru că dacă am fi trăit așa și unii, fiecare de capul lui și așa, n-am fi supraviețuit. Tocmai că regulile s-au făcut ca să ne ajute și deci și noi, fără ritualuri dimineața, fără reguli, fără, nu ai cum să obții un rezultat. E ca și când te duci în clasa întâi și te duci când mai vrei tu, mai faci 5 bastonașe și mai duci peste 3 luni și mai faci 2 bastonașe și când crezi tu că o să înveți să scrii așa după voia ta, când vrei tu și cred că o să înveți să scrii la 50 de ani. Părerea mea. Corect? Okay. Greșesc cu ceva? Și atunci, ne setăm clar obiective, dar eu vă dau un cadou, să zic așa, chiar dacă n-ajungi la obiectivul ăla și îl îndeplinești 80%, 70% în timpul care ți l-ai propus, este minunat, este extraordinar, adică orice pas în plus, un baby step pe zi, unul, da? La sfârșitul lunii ai 30 de pași care ai avansat de unde erai, la sfârșitul anului ai 365 de pași, deci te-ai fi transformat și tu, dar dacă, de exemplu, ești un iart care ai pierdut busola și faci un metru încolo, o fi spre port, mai te întorci, mai faci un metru încolo, o fi spre port, fără busola nu se poate. Și atunci, clar, ne orientăm și noi după stele, după lună, metaforic, adică ne facem un plan, facem o hartă și, la urmă, indiferent câte mile mai avem până în port, adică până la scopul propus, ești pe drumul cel bun, că ai făcut jumătate de milă astăzi, că mâine faci 2 mile, că poi mâine faci doar 5 metri. Nu contează. Este că ești pe drumul cel bun. Asta înseamnă progres. Fiți buni cu voi, toleranți la acțiune și dinamism. Adică să vezi că persoana ta de astăzi este cu un pas puțin mai bună decât persoana ta de ieri. Persoana ta de mâine este cu un baby step mai bună decât persoana ta de astăzi. În orice ți-ai propus tu, du întâi toată energia într-acolo, rezolvă acel lucru și abia la urmă ți-ai un alt scop. Nu puneți 10 scopuri, vă stresați, puneți presiune pe voi, duceți benzină puțin la ala, puțin la ala, puțin la ala și de fapt nu ajungeți niciunde cu niciun. Luați o idee din tot ce am vorbit eu cu Irina, introduceți-o în viața voastră, fiecare cu ce a rezonat, că sigur fiecare a rezonat cu altceva din tot ce am vorbit noi, că am vorbit o grămadă de lucruri, și odată ce o implementezi în viața ta devii new you. Clar, dacă doar știi lucruri, înseamnă toate informațiile mele sunt zero bărat, sincer vă spun. Dacă doar le știi, nu fac nimic. E ca și când știu că nu e bine să fumez, știu că trebuie să fac sport, știu că e bine să mănânc sănător. Dar nu fac nimic din asta. La ce mă ajută că știu? Știu, știu, nu, nu. Fac Corect. Lucrul ăla, fac lucrul ăla, fac lucrul ăla. Action. Action. Acțiunea primează gândul. Bun. Ne întreabă Cătălina, ne ajută să ne recunoaștem emoțiile de față cu cineva, să le numim sau nu ar trebui să dăm socoteală nimănui despre emoțiile noastre? Din punctul meu de vedere, doar dacă vrei să faci declarații de dragoste. În rest, dacă simți nevoia să-ți manifesti iubirea, manifestă față de oricine, verbalizează-o, face plăcere oricui. Mai puțin dacă vrea cineva să fugă de tine, asta așa că o parantez. Dar să spui, sunt furioasă, sunt tristă, sunt... Nu cred că trebuie neapărat să ni le exprimăm, adică nu există un trebuie. Sunt oameni care simt nevoia să-și exprime emoțiile, sunt oameni care chiar nu vor și nu le face plăcere să exprime emoția. Dar din punctul meu de vedere, a fi și emoțional, a arăta cum te simți, într-un mod simplist, fără să dăm explicații, cred că este important. De ce?
din punctul meu de vedere, a vorbi asertiv, a comunica asertiv, înseamnă când vorbești despre cum te simți tu vis-a-vis de comportamentul celuilalt. Adică nu spui, mă, Irina, că tu când nu răspunzi la telefon tot timpul, mă enervezi și eu m-am săturat, ce prietenă ești tu, e una. Sau să spun, Irina, eu când nu răspunzi tu la telefon de multe ori sunându-te și nu răspunzi, eu ce la Stella mă simt prost, dar mi-ar făcea plăcere. Mă simt că parcă nu... Vrei să vorbești cu mine? Mă simt ignorată, mă simt respinsă. Mi-ar făcea plăcere să-mi dau un mesaj când pot să mă sun sau când pot să revin eu cu un telefon, îi dăm și soluția și vorbim despre emoțiile noastre. Dacă simțim că încărcăm oameni care nu interesează de cum ne simțim noi, clar nu este cazul, dar e bine să ni le nominalizăm. În momentul ăsta sunt frustrată sau în momentul ăsta sunt invidioasă sau sunt invidios sau în momentul ăsta simt asta, ca să le recunoaștem că dacă sunt emoții negative, să facem, să creăm un gând frumos ca să ne ajută să înflorim. Adică e bine în dialogul cu noi să ne recunoaștem emoțiile și pentru cine are copilași, e bine când vin de la școală să nu-i mai întrebați cum a fost la școală, ci cum te-ai simțit astăzi la școală, ca să învețe, aoleu, nu mai am baterii, sper să nu mai dureze așa mult, cum te-ai simțit astăzi și ca prieten și ca iubită, cum a fost ziua ta, cum te-ai simțit astăzi. E foarte important să punem această întrebare și nu ce ai făcut astăzi la servici, cu cine te-ai mai certat astăzi la servici. Ok. Cătălina, spune ce simpatică este, ai foarte multe aprecieri și cred că e foarte important să vorbim de partea asta de emoții și cum le gestionăm, pentru că multă lume se aruncă în mâncatul emoțional din cauza stresului, supărărilor de peste zi și chiar se spune că stresul îngrașă, nu doar pentru că mâncăm lucruri care nu ne servesc obiectivelor noastre, dar și pentru că creăm aciditate în organism. Așa este. Și atunci, ce ne-ai sfătuit tu să facem când experimentăm astfel de stări? Cum să ne setăm pozitiv zi de zi? Care să fie o rutina noastră, un ritual al nostru de zi cu zi, astfel încât să ne setăm pozitiv și să mai reducem din stres și din lucrurile care se întâmplă? Pornind de la a te accepta pe tine, a deveni tolerant cu tine, chiar dacă greșești ceva, chiar dacă, să zicem, odată ai făcut o excepție și ai cheating, da, la mâncare sau s-a întâmplat ceva, reia-ți obiceiul, dar cu bunătate, nu te certa. Ok, am făcut lucrul ăsta, acum hai să ne reluăm bunele obiceiuri, să fim acolo, adică fii suportiv pentru tine însuți. Este foarte important cum vorbim noi în dialogul interior cu noi. Dacă vorbim cu, ca și cu cineva care îl iubim și îl respectăm și îl onorăm că ne conduce în această călătorie numită viață, sau cu cineva pe care îl jignim permanent, pentru că în copilărie am fost jigniți, am fost învățați așa să ne tratăm emoțional. Adică marea majoritate dintre noi nu știm să avem grijă de noi emoțional. Facem și ne biciuim cumva cu cuvinte și cu gânduri, pentru că așa ne-au făcut ceilalți și considerăm că e singura normalitate care există. E bine să observăm cum vorbim cu noi, să devenim conștienți de cum ne comportăm cu noi, să ne imaginăm copilul interior zdrențuit, care îl certăm și dăm mazăre congelată să mănânce, sau copilul care îl susținem, copilul interior e acolo în tine și care îl susținem și îl încredințăm că este minunat așa cum e și evoluează și devine și mai bine decât a fost vreodată. Deci e important în momentul în care suntem stresați, da? Să știm că descărcăm cortizol. Cortizolul e un hormon de stres și stă 12 ore în sânge și orice îi face cumva rămâi cumva încrâncenat. E bine să scurtăm foarte tare timpul în care ne supărăm pe ceva și să vii lucrurile din altă perspectivă. Din punctul meu de vedere ar fi, caută întotdeauna care e partea bună în cel mai rău care pare lucru și dacă nu o găsești, inventează-o, genul, bă, dar pot să merg încă, ia uite, văd cerul, uite, pot să vorbesc, deci totuși lucrurile sunt minunate. Și atunci clar schimb. Deci în orice lucru care te deranjează, schimbă perspectiva și caută, mi-a zis Cerasela, să caut ce e mai bun în lucrurile care mă deranjează și dacă nu le găsesc, pur și simplu merg la lucrurile că există, că respir, că este cel mai important lucru pe lumea asta.
Și ce dar minunat viața, ce ne putem dori mai mult. Și e foarte important că ne reamintești de lucrul ăsta. Și Gabriela spune, sunteți minunate amândouă, Georgeta, sunteți două frumoase, mulțumim tare mult, dragilor, și mulțumim că ne urmăriți și ne sunteți aproape. Apreciem foarte mult și întrebările voastre și faptul că dați mai departe și prietenilor și mai ales o să apreciem dacă și aplicați și puneți în practică tot ce se discută în seara aceasta. Este cel mai important dacă vreți să faceți cu adevărat o transformare în viața voastră. Florentina ne întreabă, cum ne putem comporta față de un membru al familiei care știe că nu te place, însă tu nu ai nimic cu ea, chiar îți pare rău că n-ai o relație cu acea persoană? O întrebare. Pentru că de un membru al familiei nu putem să plecăm sau să ne despărțim sau așa mai departe ca de orice altă persoană. Este important corect. Eu ce fac eu și știu că și Irina face, vă dezvălui un secret, îi fac hoponopono, adică îl binecuvântez, îi spun că îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc, mulțumesc, ce înseamnă acest lucru, un fel de știu că ai primit programe destructive de la părinți, dacă ai fi putut și ai fi primit alte programe, te-ai fi comportat altfel, dar înțeleg că nu e nimic personal cu mine și știu și înțeleg că ai o viață, adică ai o frustrare și o suferință în interior pe care doar o scoți afară, neavând nimic personal. Noi nu iubim într-un mod personal, adică nu avem într-un mod anume să iubim acea persoană, ci pur și simplu o iubim cum suntem noi și ce programe am primit noi. Și atunci este foarte important să binecuvântăm acea persoană, că dacă ne deranjează, înseamnă că avem de vindecat și noi ceva, dar mai ales putem să o binecuvântăm, să-i facem hoponopono și să înțelegem și să spui, Doamne, bă, dar proste că n-am eu programele astea și uite să mă urască toată lumea așa că mă tot urât. Așa că binecuvântează acea persoană și binecuvântează-te și pe tine că nu ai acele programe destructive. Și cu asta basta. Eu am fost într-un cinematograf la un moment dat, doi copii adolescenți vorbeau într-una, nu puteam să văd filmul. El ne-a făcut hoponopono în 3 secunde, a zis ea, hai să tăcem. Și îmi pare rău, iartă-mă. Îmi pare rău, iartă-mă, te iert, te iubesc, mulțumesc. Simplu. Ok. Și orice situație ne deranjează, e bine să spunem te binecuvântez și sigur am ceva de învățat din lucrul ăsta sau mă bucur că eu nu am acele programe ale acelei persoane, că dacă aș fi fost în aceeași uter și aș fi avut aceeași educație și aș fi avut aceleași împrejurări și lucruri, n-aș fi fost altfel decât exact persoana aia pe care nu poți să o suporți. Cum îți implici și familia să te susțină stilul tot de viață sănătos? Pentru că tot a venit întrebarea asta legată de familie și ce faci când ceilalți poate chiar iau în derâdere dorința ta de a mânca mai sănătos, de a face sport și nu te susțin deloc. Este important să nu ai așteptări de la familia ta, să faci ce poți tu, cum poți tu, adică să faci cumpărături de mâncare sănătoasă, să gătești sănătos fiecare are liber, adică dar să le permit să fie fiecare cu, adică să n-ai nevoie de aprobări și de validări de la ceilalți că faci bine, că nu faci bine, pentru că nici Thomas Edison n-a avut validări și a făcut 50 sau 10.000 de invenții care n-au fost validate și Magic Johnson a fost scos din echipe și i s-a spus că nu este un bun jucător și nu va fi niciodată, dar crezând în ei au mers mai departe și mie mi s-a spus ce aia că cine o să vină la tine, cine crezi tu că sunt români americani, că se duc la psiholog, dar eu nu am crezut aceste lucruri și am mers înainte și a fost un lucru câștigător. Așa că nu așteptați de la ceilalți să vă susțină. Fiți voi, din nou, cum v-am și spus, acolo pentru voi, faceți tot ce puteți voi, dar fără să-i agresăm pe ceilalți genul eu știu mai bine și tu nu faci bine, genul vii să mă întreb sau vezi, uite, stăm de vorbă într-un mod diplomat, prietenos și să căutăm întotdeauna să ne armonizăm cu cei din casă, indiferent cât credem că le suntem noi superior sau știm lucruri mai bine, nu să ne impunem lucrurile din punctul meu de vedere. Wow, câte informații valoroase și sper că o să dați replay webinar sau urmăriți înregistrarea. Mai avem 2 minute ce la Sela și vreau să lăsăm oamenii cu un gând de final cum să-și dezvolte acea mentalitate de învingător. Eu pot și voi reuși orice îmi pun în minte se întâmplă. Cum o dezvoltăm astfel încât să ia acțiune să-și îndeplinească cele mai mărețe obiective? Primul lucru este să înțelegi că tu ești unic, să nu te mai compari, comparația ucide.
Da, uită-te la amprenta ta, imaginează-ți ADN-ul tău și șina ta și menirea ta și atunci o să-ți spui în fiecare zi, n-am cu cine să mă compar, dar mi-a spus Cerasela, am nevoie de cuvântul progres și dacă tu te uiți în oglindă și spui, astăzi am un pas în plus față de ieri, înseamnă enorm de mult, la sfârșitul anului vei fi un alt om. Atenție cum te definești, definește-te într-un mod extraordinar care te face să înflorești și scoate varianta cea mai bună din tine. Învață să nu te mai jignești niciodată, chiar dacă alții au făcut-o cu tine, nu continua în zona de confort să faci inconștient sau subconștient ce au făcut ceilalți cu tine. Fii cea mai bună mamă, tată pentru tine, cea mai bun frate, soră, prieten, are chipul tău. Ia-te de jos, îmbrățișează-te și promite-ți că ești bun și tolerant cu tine și evoluezi. Ce frumos! Ce seară minunată alături de tine! Dacă vreți să urmăriți pe Cerasela, intrați pe Facebook, pe Instagramul ei, Cerasela Rogen, coach transformațional. Vă puteți să urmăriți și la TV, să urmăriți emisiunile, pentru că și e foarte activ în această zonă și să apelați cu încredere la sesiuni de coaching cu ea sau sesiuni de group coaching. Are foarte multe programe, intrați pe site-ul ei și o să vedeți. Mulțumesc din suflet! La antrenamente! Cera să ne la antrenamente, Irina, și la Marbella să ne facem și noi ziua, să ne bucurăm de soare, de mare, Doamne ajută! Și pentru voi, namaste, divinul din mine, salută divinul din voi! Seară bună! Am mai rămas? Am mai rămas pe Zoom! Ok, super! Mulțumim tare mult tuturor și seară plăcută! Super! Bună seara! Ne vedem marțea viitoare la Q&A Tuesday! Abia aștept să văd și eu! Mulțumim!